Sau și eu am zis la un episod din The Sims 4, hai să continuăm. Și vom încerca să jucăm cu Eddie puțin. Am început să vedem, poate mai schimbăm. Dar, după cum am zis, o să jucăm un pic mai mult cu el, pentru că cel puțin cariera de om de știință nu prea am explorat atât de mult. Și având în vedere că are o familie nouă acum, poate va veni și un copil pe parcurs, am zis că merită să mai încercăm să jucăm cu el. Data trecută când am încheiat, el era la muncă și înghețase pe toată lumea cu arma lui nouă. Din păcate nu mai are foarte mult timp la dispoziție să termine toate task-urile pe care le are pe ziua de azi. Dar, na, sperăm să facem, să lucrăm mai bine zilele următoare. Era aici la baie și nu știu ce face. Mie că i-am desghețat pe toți. Hai să luăm asta. O să o iau, o să o pun în inventorie. Habar n-am ce face momentan, dar o să vedem noi. Și am impresia că tot așa poți să o iei de aici, să o... îi dai place in world și pe aia o redenumești și faci ceva cu ea. Vă cam două, că țineți minte că am mai făcut una înainte să fie dat afară. Iar pe asta, arma aia încă nu știu ce nume să-i dau, având în vedere, adică fulgeri din întuneric i-am dat eu numele, dar m-am pus pe voi să-i spuneți nume și o tonă de nume mi-ați spus. Habar n-am. Încă mă mai gândesc, deci nu am stabilit încă. Încă mă mai gândesc și o să mă uit eu printre numele alea și să vedem. Dar până atunci va fi fulgerul din întuneric, da, știu. Nu un nume foarte inspirat, dar... da. Bun. Am terminat. N-am făcut mare chestie astăzi la muncă cu el pentru că... nu știu, pur și simplu n-am reușit. Mai sunt și zile mai bune, mai sunt și zile mai rele. Bun. Hai să vedem ce face familia noastră când ajungem acasă. Și prin familia noastră zic Maria Alexandra, pentru că ea e familia lui Eddie. Hai, așteaptă. La fel cum așteaptă și pe Max, pisica mea. Totuși la ei bara verde nu e la maxim, vedeți? Și bara verde nu e la maxim. Nu știu din ce cauză. Țin minte că la Max și la pisica mea, bara verde era la maxim din prima, dar... cine știe. E perfect așa cum am pus eu calculatoarele aici, dar hai să vedem. O să mergem sus, nu prea mai avem bani. Dar o să băgăm cum am făcut și până acum bănuți, pentru că vreau să construim aici chestii faine. Și o să punem noi bănuți, cum știm noi. Dar... și mă gândesc să pun niște... măsuțe. Hai să vedem desk. De care măsuțe de-astea să punem? Drafting desk? Hai să vedem cum arată asta. Nu prea arată, cine știe ce. Geodesk. Uite, asta e tare. Dar parcă nu e ideea de calculator. Adică nu seamănă cu o masă de calculator. Astea sunt super. Dar trebuie să ajungi la level 3 agent secret. Și momentan, din păcate, nu... n-avem pe nimeni agent secret. Iar așa, mission control, trebuie să fie astronaut. Level 6. Level 8 la doctor. Na. Niciuna din astea nu pot. Doar drafting desk și asta arată cel mai... ok, aș spune astea, poate? Sau astea? T1 fighter. Cred că asta o să punem. O să punem măsuțe de-astea, uite așa. Pac. Și o să fie așa, una aici. Și mi-am zis că vreau să fac o sală de calculatoare sus. Și exact asta vom face. Știu, e o idee poate un pic ciudată, dar am văzut că foarte mulți dintre voi ați vrut chestia asta, așa că facem exact o sală plină de calculatoare. Exact asta vom face. Și hai să vedem. Luăm aici niște computers. Mergem aici, mergem la... hai să vedem, da... să pun de astea oare sau să pun... asta parcă arată mai bine, mă uit la alea care îmi plac mie mai mult la cum arată. Văd că astea sunt noi, dar trebuie să ajungi la Scientist, cariera level 10. Totuși când ajungi îți dă... dita mai calculatorul ăsta, deci o să fie destul de tare. Dar... până atunci o să luăm, cred că, pe ăsta. Avem și calculatorul în spate și arată destul de tare. Dar nu știu ce combinație de culori. Ori pe alb, nu, cred că să fie pe negru mai degrabă.
Și ceva de genul ăsta să arate, a? Cu calculatorul în spate? Sau să fie doar monitorul? Nu, mai, cred că mai degrabă doar monitorul și calculatorul, să ne imaginăm noi că e înăuntru. Cred că... Hm? Deci astea sunt mai bune, sunt mai performante, dar... Și asta nici nu se strică. Dar uitați-vă și voi, 10.000 bucata. Prea scumpe. Să luăm de astea, cred. Și pur și simplu o să punem câte unul pe fiecare măsuță în parte. Ceva de genul ăsta. Și asta e sala noastră de calculatoare. O să trebuiască să... mai decorăm cu niște chestii. Posters. Paintings and posters. Și bine, poți să pui de astea, dar eu vreau să pun chestii legate de jocuri sau spațiu sau... Și eu sunt ceva de genul ăsta mi-aș face eu dacă aș avea o cameră de gaming. Sunt un pic cam mare afișul ăsta, dar... Mai mic nu te lasă să-l faci. Dacă vrei mai mare, dar mai mic nu. Uite așa, una de ăsta. Una de ăsta. Nu o să fie la fiecare calculator în parte, ci... hai să vedem cum arată. Ce să mai luăm noi de aici? Ah, posterul ăla nu mă lasă că nu... n-am dat un loc la el. Ăsta arată cam ciudat din toate. A, pot să schimb pereții de pe taste. Tare, nu știam chestia asta. Bun. Ăla arăta cam ciudat acolo. Și îl vom înlocui cu ăsta, de exemplu. Bă, și arată destul de ok, aș spune. Ar merge niște televizoare. Televisions. Televizoare pe care le vom plasa pe pereți. Un dita mai televizor acolo. Și hai să vedem. Încundita mai televizorul acolo, eventual. Să fie un televizor într-o parte și... Hm? Hai să vedem. Couch. Couch. Da, dar nu vreau in outdoor. Vreau couch, dar vreau in sofas. Să fie o canapea de-asta... faină. Să fie destul de tare, dar... aș vrea ceva mai închis la culoare, parcă. Poate că n-ai nici cum să le pui altfel, doar așa e, ai posibilitatea, dar asta e mai mică, da, un pic mai mică. Asta de lounge, ia să vedem cum arată. Parcă arată mai bine asta. Și trineapăr arată, cred că poate că găsim pe un negru ceva. Sincer, pare că arată mai, nu știu pe care să o țin. Asta pare mai confortabilă decât asta, sincer, așa că cred că o să o lăsăm pe aia, deci... E look-ul ăla mai clasic. Look-ul mai clasic. Da. Și să avem o canapea aici pentru cineva care vrea să stea și să admire, eventual. Poate facem vreun campionat de ceva. Campionat de Dota, League of Legends, chestii de-astea și lumea vrea să stea pe canapea și să uite. Ei bine, va putea să facă și chestia asta. Și ceva de genul ăsta o să fie camera momentan. Vreau să îi schimbăm puțin culoarea. Și hai să facem să fie, să-i dau să fie morning. Asta nu schimbă timpul, ci schimbă doar lumina în build mode, ca să văd eu cum arată. Acum realizez că noi nu avem niciun back sus, de asta nici nu vezi nimic. Și hai să vedem. Și nu o să fie back de ăsta, ci o să fie back de ăsta, cred. Uite cât de tare e. Bine, în general nu vrei să-ți... să ai lumină care îți bate în... Cred că o să fie ceva de genul ăsta. Una într-o parte și una în partea cealaltă. A? Na.
Nu știu cum să pun lumina asta. Cred că una în mijloc de asta și se ajunge. Deci asta zici că e ideea de... Da, e cam ciudată. Asta? Face suficientă lumină. Oh, uite-o pe asta. E perfectă. E așa de mică și e perfectă. Luminează tot. Bun. Bun așa. Și avem o grămadă de lumină aici. Acum tot ce ne mai trebuie să facem e să modificăm pereții. Și să facem altfel. Nu știu, vreau să fie... Parcă îmi place așa, sincer. Și că arată cam ciudat, adică crezi că arată cam ciudat, dar sincer îmi place design-ul. Vreau să nu fie crămizi neapărat, să fie tapet care să arate așa. Bine, așa nu, dar așa cum e momentul de față, mie unul îmi place. Sincer, aș vrea o cameră de asta în propria mea casă. Oh, parcă și asta e faină. Da. Și asta e faină pentru o cameră de jocuri. Poate o culoare mai închisă. Uite asta. Ci ori cărămizi, ori asta. Nu știu. E prea lucioasă parcă. Cred că o să lăsăm cărămizile și, nu știu, ne mai gândim noi pe parcurs. Oricum, pentru moment eu zic că arată destul de tare camera noastră de jocuri. O să mai modificăm pe parcurs. Dar pentru moment avem o sală de jocuri sus acolo, foarte tare. Și îmi place cum s-au așezat amândoi. Deci amândoi au aici calculatoarele. Astea sunt calculatoarele lor personale. Și au calculator unul lângă altul, iar în spate au mâncarea. Și dacă vor să ducă să mănânce, pac, să duc în spate, vor să ducă la calculator, să duc în partea cealaltă. Și e foarte, foarte șmecheraș. Bun. Eddie s-a dus să culce. Ia să vedem ce face Maria Alexandra. Maria Alexandra nu are o carieră. Mă gândesc să o trimitem și pe ea. Dar hai să vedem ce... Deci, pe ea nu poți să trimit la o carieră de asta pe care, ori detectiv, ori de asta, la care trebuie să te duci fizic. Poți să o trimit la altceva. Athlete, business, criminal. Fă-ți că dacă o trimit, pur și simplu se duce singură și nu face nimic. E un mod, e un mod pe care poți să-l iei, făcut de comunitate unde toate carierele astea sunt disponibile. Da, nu știu exact dacă o să-l luăm sau nu, vom vedea. Cred că pe ea, hai să jucăm puțin cu Maria Alexandra, pentru că cu ea am jucat o grămadă. Hai să jucăm și cu ea puțin. După ce îi facem energia, o să o facem hacker pe ea. O să o facem hacker. Ah, știți ce n-am pus aici? Da. Doar nu stai în picioare. Și o să avem desk chairs aici, hai să vedem de care. Să par foarte... Nu par foarte confortabile. De asta aș spune eu, sau de astea. Da, ai nevoie de level 2 la agent secret și nu avem. Mai sunt astea care nu prea îmi place designul lor, sincer. Cred că de asta o să pun. Deși nici astea nu par foarte confortabile, dar vreau să arate bine. Adică cât de tare e. Ții minte și acum pe vremuri. Am nu știu dacă mai e așa în ziua de azi, dar pe vremuri nu toată lumea, adică nu te duceai acasă să te joci Counter-Strike sau nu știu ce jocuri de genul ăsta. Te duceai la sală. Dădeai, mai țin și acum aminte, era ceva de genul 1 leu sau 2 lei pe oră. Plăteai 2 lei pe oră și era exact o sală de asta și te duceai la un calculator și te jucai Counter-Strike, te jucai chestii cu alții în rețea. Ții minte și acum, doamne, ce vremuri erau. Acum, în schimb, te poți juca Counter-Strike și te fă chestii acasă. Și asta e genial în ziua de azi. Dar pe vremea aia toată lumea merge la sală. Sala de jocuri. Pe lângă jocuri pe calculator mai erau și jocuri pe PlayStation. Și te jucai ce vrei tu. Dar sincer, bine, să-ți prefer să am acasă decât să trebuiască să merg la o sală de jocuri. Așa. Ah, uite ce tare. Se așează și se uită la televizor. E foarte bine că am pus televizorul aici. Ai uitat să dai drumul la televizor, Eddie. Eddie? Eddie, la ce te uiți? Eddie, what the fuck? Ah, și-a dat seama. Și bă, stai puțin, ceva lipsește, parcă. Ceva lipsește. O să dau drumul la televizor. Bun. El se duce la muncă în...
În 3 zile, deci e liber și Eddie. Bun, perfect. Hai să stăm puțin sala de sus. Play game, household, try joke, socialize. Hai să vedem ce social are. Ah, social e la maxim chiar. Buy a retail store, adopt. Poți să adopți un copil? What? Că-s curios ce se întâmplă dacă dau adopt. Vreau să adopt, dar vreau să văd ce se întâmplă, că n-am dat niciodată. What the fuck, poți să adopți copii? Interesantă chestia asta. Și să zicem că, de exemplu, bă, vreau o fată sau vreau un băiat. Pur și simplu adopți pe cineva de aici. Și pentru că de multe ori... Bine, nu o să-i dau acum, dar zic, de multe ori în momentul în care îți cumperi... Îți cumperi, doamne. De multe ori când îți faci un copil, nu știi ce e, băiat sau fată. Și zicem că vrei neapărat băiat, neapărat fată, parcă eu ți-ai luat-o pe una din... De acolo o adopți, dar... Noi o să facem un copil, pentru că vreau din nou să vă pun pe voi să-i dați nume. Și cred că o să facem unul. Și dacă toți suntem liberi, de ce să nu facem unul acum chiar? Vede ce tare e de spălat voastre. Hai să mergem aici. Hai să o trezim pe Maria Alexandra. Wake up. Wake up. I-am dat wake up, dar... S-a băgat în pat să doarmă din nou, nu știu de ce. S-a trezit ea singură. Hai să-i dăm try for baby. Ia dăm try for baby să facă și Eddie un copil. Întreabă că nu știe cum. Ce, cum se face? Hai, du-te. Să-și vezi dacă vrea. A? A, ce părere ai? Uite că vrea. Nu e ciudat oglinda asta. Unde te uiți? Doar te duci în fața patului să te uiți la ea, da? Așa, și acum a dat try for baby. Și posibil să aibă un copil, posibil să nu aibă. Uneori, în Sims, ai crezut și viața reală se întâmplă să faci try for baby și să nu ai copil. Și trebuie să-i dai tot timpul check. Verifici cu un test de la de sarcină. Așa, și hai să vedem dacă... Îți curios dacă e însărcinată. Și dacă o să fie însărcinată, atunci o să vă pun să alegeți voi numele. Ador chestia asta, când vă pun pe voi să alegeți numele și vă pun pe voi să schimbați chestii în joc. Hop, așa. Bun. Au terminat treaba. Hai să vedem, o să trezesc. Și să mergem aici la baie. Să-i dau take pregnancy test, să vedem dacă e însărcinată sau nu. Acum testul suprem. A? Care-i treaba? Hai, anunță-ne și pe noi că suntem curioși. What are you expecting? There's going to be a new addition to the household. Ok, o să aibă și un copilaș. În comentarii din nou o să vă rog, dacă vreți... Uite, povestește acum că o să aibă un copilaș. Dacă vreți, lăsați nume pentru copil în comentarii, tot așa, o să puneți nume băiat, două puncte, nume fată, două puncte, sau băiat, două puncte, nume, fată, două puncte, nume. Și o să mă uit în comentarii cu prietena mea și să vedem exact ce nume să luăm. Așa am făcut și data trecută, ne-am uitat amândoi și... Și oricum, dacă nu știți, prietena mea are și ea un canal de YouTube. Dacă vreți să vă abonați la el, îl aveți în descrierea videoului. Va începe și ea să posteze videouri în viitor, nu știu, o să vedem. Poate face și ea Sims, poate o să facă și ea jocuri co-op cu mine, o să vedem. Oricum, cât de curând sper să se apuce și ea, eventual luna asta sau la începutul lunii viitoare, cel târziu. Bun. Păi cât de tare e asta, să stai cu prietena ta și să te joci unul lângă altul. Calculată, asta e destul de tare. Amândoi sunt liberi, bine, ea e liberă pentru că nu are serviciu, dar pe ea o să facem să facă hacking, pentru că asta am și decis. Play game? Nu play game. Practice programming și pe ce face practice programming o să-i da varianta să fie hacker. Între timp Eddie să apucă să facă ceva de mâncare. Lovește carnea aia așa, pregătește o salată, la cred că e broccoli, dacă nu mă înșel, dar nu cred că e broccoli, nu știu.
No, brocoli arată altfel. Ăla e cu totul și cu totul altceva. A făcut de asta, cum îi zice? Cred că e, cred că e cu coastă, da? Costiță, nu știu. Așa arăta cel puțin, uite. Mă uit acum înăuntru și văd. Ce ai zis? Ce ai zis, Maria Alexandra? A zis ce cred eu că a zis? Nu știu. Uneori, unele cuvinte se aseamănă cu cele din limba noastră și e super ciudat când le auzi de la ei. Hai să schimbăm canapeaua asta, arată cam ciudat. Nu cred că e confortabilă deloc. Hmm? Hai să vedem. Couch. Da, și să le pun unde de asta de lemn. Nici în caz. Couch. In love seats? What the fuck? Ce e asta, love seats? Asta arată mai bine. Asta e de lemn și nu prea îmi place așa. Adică îmi place, nu se potrivește în casă. Hai să vedem. Deci pe asta o scoatem și punem... Ori pe asta. Asta arată rău de tot. Nu-mi place cum arată. Nu știu. Arată drăguț. E cam micuță. Cred că... uite, pe asta o aveam noi. O să o punem pe asta. De vreo pe altă culoare. Nu în negru. Perfect. Îi luăm și scaunul de sub fund. Și plutea săracul. Hai, un fotoliu. Ok, aia arată ciudățel. Vreau ceva confortabil, un fotoliu confortabil. Astea care au lăcățelul nu poți să le deschizi decât dacă faci ceva în cariera respectivă și din păcate noi nu am făcut cariera respectivă și nu putem să îi dăm un loc. Dar nu e problemă că avem aici fotolii suficiente. Totuși vreau unul care se potrivească cu ce avem momentan în casă. Asta nu am culorile la el. Asta? Oare? În negru? Parcă se potrivește perfect cu canapeaua pe care o avem acum. Da, se potrivește perfect. Și ușor, ușor o să le schimbăm toate chestiile din casă. O să le luăm chestii mai bune. Nu știu... e WC-ul acolo. Nu știam de ce e făcut așa. Mă gândeam că aș putea să extind oarecum baia. Nu, că dacă extind baia, să extind cu totul? Ba nu. Uite. Și am extins puțin baia, am mai luat puțin din dormitorul lor. Dar zic că e ok, nu e o problemă, adică dacă e să stai în pat, ia să vedem. Stăm în pat, să zicem, eu stau aici. Ia stă aici, vezi exact la televizor, dacă e pot să mut televizorul. Dai, am impresia că e un bec ceva pe aici, dar să nu mă lasă. Sau nu? Can't intersect other object, deci presiune nu mă lasă să... Mutat ușa, așa. Și acum televizorul e în centru? Ok. Vreau să schimb parchetul pe jos. Vreau să fie parchet de la... deschis la culoare. Nu știu dacă ăsta neapărat e. Deși arată bine și ăsta, dar... în niciun caz ăla. Parcă îmi place cum arată. Dar pentru dormitor vreau un parchet deschis la culoare. Dar nu știu ce. Ne să ne uităm. Astea sunt de la închise, dar bine, poți să-ți alegi. Tot nu-mi place cum arată. Nu, nu-mi place deloc chestia asta. Trebuie să fie, uite, asta arată bine. Să-l punem pe ăsta. Iar pe pereți vom modifica cu altceva eventual. Și eu ales chestia asta. Ce culoare să facem noi dormitorul? Roșu? Am mai avut o cameră roșie, arată bine, dar... nu știu. Verde niciun caz, nu cred că o să-l fac.
Maro, doamne, arată super urât. Nu-mi place. Albastru? E o culoare liniștitoare, da, eu știu. Da, din cauza, deci acum pot să fac așa de rapid. Dacă ține apăsat pe shift. Ciudat. Astea sunt culori de alea super deschise. O să lăsăm așa momentan. E cât de cât ok. Și mi-a spus eu în comentarii din ce cauza nu puteam eu să mut dușul. Din cauza becului, what the fuck. Și aveți completă dreptate. Și am pus dușul acum acolo. Săracu Edi l-am aruncat din duș afară, dar hai să-l trimitem înapoi dacă tot vrea să facă duș omul. Deci și șmecherie ușa aia să-i da așa și intri înăuntru. Sunt faine dușurile astea pentru că nu faci absolut deloc apă pe jos. Toată apa se scurge acolo. Din cauza că se închide ușa nu se strupește nimic prin baie și se pare destul de tare chestia asta. Televizor acolo. Aici va fi camera copilului. E camera deja amenajată. Mă gândeam că am putea să micșurăm puțin baia. Fac. Dar dacă o micșorăm, trebuie să avansăm aici și micșorăm și dormitorul lor, ceea ce nu prea aș vrea. Așa că va fi așa camera copilului din nefericire, dar n-am ce să fac. Hai să văd dacă pot să-i schimb dușul ăsta și să le punem dușuri de-astea moderne peste tot în casă. Și baia, tot așa vreau să-l fac ca lumea. Sinks. Și hai să vedem de care. Să e drăguță. E drăguță așa. Și oglinda e ok. Și le-am făcut și lor baia din dormitor să fie o baie modernă. Avem, faza ciudată e că avem două băi jos și niciuna sus. Și ar trebui să fie măcar una sus. Vezi că noi avem o cameră de copil mare aici. Dar ar trebui să vă obțin și noi pereții că nu sunt făcuți deloc pereții de sus. Măcar să fie culoarea asta. Culoare standard. Bine, aici sus nici nu o să fac așa. Și cred că este așa. Că aș putea să mă... mai retrag puțin camera. Nu e prea de tot, nu. Așa e perfect. Niște covoare pe jos ar trebui. Hai să vedem ce covoare avem aici jos. Astea. Asta zici că e logo de la Ubisoft. Dacă l-au pe albastru, zici că e perfect logo de la Ubisoft. What the fuck? Chiar pe bune acum. Hai să pun niște covorașe de-astea. Arată cam nașpa, nu... Cred că trebuie să fie în lungime. Să fie de-astea rotunde. Arată aiurea, nu știu. Mă așteptam să arate mai bine, dar nu... Și totuși aș vrea să am niște covorașe mici. Holy shit, ăsta-i covor cât casa. Covorașe mici. E ciudat cum e ăsta așa. Și e doar ca să pui picioarele pe el din... Că vezi că e jumate. Și probabil așa se pune, dar nu-mi place. Iar asta? Habar n-am de ce e așa. Asta e drăguț. Deși cu noaptea așa zici că e, zici că e de noapte bună sau ceva. E drăguț, dar e de copii. Covorașe negre. Așa că mai degrabă covorașe negre decât... Să pun la fiecare cât un covor, oare? O, arată mai bine așa, îmi place.
că delimitează cum ar fi fiecare stație în parte și vezi unde e fiecare. Arată super tare așa. Îmi place că le dăm detalii mai multe. Uite cât de șmecherie. Zici că e la Dreamhack. Exact așa era la Dreamhack. Nu știu, pentru cei care ați fost acolo, cred că știți deja. Dar erau și pe parte și pe alta. Am putea să facem și noi chestia asta chiar. Să scot canapelele astea și să fac încă un set de mese și încă un set de calculator pe partea asta. Am putea să facem chestia asta, nu știu, dar lăsați-mi un comentariu dacă ați vrea. Bun. Așa, hai să vedem. Maria Alexandra s-a apucat deja de programare. Practice programming. Și ar trebui să aibă... Cât timp face ea practice? Că nu-mi dau seama. Ar trebui să-i apară varianta de hack. More choices web. Browse web, nu știu ce. Nu, trebuie să-i apară varianta de hacking. Aha, uite acum, program. Hack. Și acum va face hacking. Și din hacking poți să faci bani rău de tot. Adică făceam data trecută, Max era hacker și făcea de genul 1000 de bănuți dintr-un singur hack. Bine, trebuie să ajungi mai avansat cu hacking-ul, dar totuși 1000 de bănuți dintr-un hack, da. De ce nu? Sus nu știe nimeni ce avem. Și dacă te uiți așa la casa asta, să zici că te uiți de afară, habar n-ai ce e sus acolo. Tăi zici, mă, e o casă așa pur și simplu sau ceva, e o casă normală. Când ne uităm la, aici ce e, hop, sala de calculatoare. Și mă gândesc să scoatem acoperișul, să facem un acoperiș plat și sus să facem piscină. Holy shit, ce idee! Ia stai așa. Acoperiș plat. Cum facem să ridicăm în sus acoperișul? Ia stai așa. Pool. Da, da, intră piscina în casă? Da, intră în casă. Ok, hai să ne gândim cum facem... Trebuie să ridic eventual toată construcția în sus pentru a face piscina sus. Cum fac eu asta? Că nu pot să o ridic în sus decât să o... Și secționată pe camere. Eventual, aș putea ca una din camere, că și așa nu... Adică, na, vreau să fac o sală de sport. Dar, hai să vă arăt cam... Cum ar arăta cu piscina, ar trebui să fie exact deasupra camerei. Ar fi ceva de genul... Fuck, nu asta vrem. Ar fi ceva de genul ăsta. Piscina. Și de jos nici nu-ți dai seama că e piscina acolo, eu dacă mă apuc acum și vopsesc... Asta așa. Habar n-ai că e o piscină acolo sus. Și... Poți să-i pui de-astea, uite, de exemplu... Swimming. Pui de-astea așa. Pui luminițe, nu știu ce. Aici facem un bar, facem o terasă unde poți să stai. Te relaxezi și stai aici sus, fain. A? Ia. Singura problemă ar fi... Că piscina intră în... Adică mă ocup o cameră. Asta e singura chestie. Și o cameră, practic, pe care nu o să putem să folosim. Că dacă fac ușa aici, o să deschizi ușa și o să intre apa. Nici nu te lasă măcar. O să vă pun să votați. Dacă vreți piscina deasupra. O să o scot momentan. Dar o să vă pun să votați. O să aveți un poll. Unde la în descriere. Intrați în descriere, apăsați pe ăla și vă duceți și votați. Piscina sus sau piscina nu sus. Dacă nu votați piscina sus, o să facem pe jos, probabil, dar zic că e idee destul de tare, ceva ce n-am mai făcut până acum și cu siguranță chiar aș vrea să încercăm. Cât de tare ar fi să facem sus grătar, să facem sus piscina și să ne invităm toți prietenii acolo. Tare. Sună telefonul. Cine sună? Pisica mea wants to chat. Ok, pisica mea l-a sunat pe Eddie. Până la urmă, pisica mea e mama lui Eddie. Așa că, bineînțeles că îl sună să vadă ce mai face din când în când. Până la urmă, noi suntem vecini, adică dacă am vrea, am putea să mergem la ei în vizită. Visit the Infinites, no one is home. No one is home? Nu e nimeni acasă, zic că...
Unde fi plecați oamenii? Unde fi plecați oamenii de nu e nimeni acasă? Hai să dăm puțin un... manage worlds, save and go to manage worlds. Sunt curios unde sunt ei în momentul de față de nu e nimeni acasă. Că ei și joacă de unii singuri în momentul în care tu nu joci cu ei. Și îmbătrânesc și chestii de genul ăsta. Și se pot duce singuri în oraș, se pot duce să facă orice altceva de unii singuri. Și nu poți să știi niciodată. Mergem în Newcrest și hai să vedem. Ce fac ei? Unde sunt? Avarisacres, Avarisacres. Pe asta nu e Avarisacres? Nu. What? Max, unde ești? Nu mai țin minte ce făceau ei când i-am lăsat eu. Și ce știu unde s-a fi dus acum? E curioasă treaba. Foarte, foarte curioasă. Ei doi sunt acasă. Ba nu sunt acasă. Dar unde s-au dus? Max, ce faci aici? Îți aduce aminte cum ai ajuns aici? Pentru că eu nu țin minte să fi de adus. Și pisica mea meu. What the fuck, pisica mea meu, ce cauți acolo? Am uitat să-i pun acoperiș la casă. Am uitat să punem acoperiș înapoi. O să-l punem, nu vă faceți griji. Dar v-am zis, vă rog să votați în comentarii chestiile astea. În comentarii, în descriere aveți un link unde puteți să votați. Și în funcție de ce votați voi, vom modifica chestiile în, după voturile voastre. Dar da, cam atât cu episodul pe azi. Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și în zilele următoare, nu știu exact când, dar sper eu ca săptămâna asta cel puțin să luăm pack-urile astea 3. Da? Și da, ne auzim data viitoare. Pa, pa!